Mă numesc Lucia Căpățână, sunt expert în domeniul turismului în cadrul proiectului Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre, raionul Cahul, Republica Moldova, comunitatea teritorială Reni, Ucraina, județul Galați, România. Perspectivele de dezvoltare a turismului verde cu studiu de caz pe raionul Cahul reprezintă tema podcastului de astăzi. Turismul verde reprezintă acea călătorie responsabilă în arii naturale, dacă fie luate sau nu sub protecția statului, important având un impact minim negativ asupra mediului natural. Turismul și mediul natural sunt interdependente, iar relația pozitivă dintre acestea, în scopul reducerii sărăciei comunității locale, este indicată. Turismul verde, alături de alte forme de turism, precum ar fi geoturismul, turismul rural, ecoturismul, turismul durabil, promovează în comun această idee. Responsabilitatea implementării politicilor din domeniul turismului verde aparține în aceeași măsură atât sectorului public cât și sectorului privat. Conform raportului Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, turismul a fost identificat ca una din cele 10 sectoare cheie care ar contribui la ecologizare și ar contribui la creșterea prosperității, crearea de noi locuri de muncă, precum și reducerea sărăciei. Toate aceste aspecte se regăsesc și în Agenda 2030, în cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, iar Republica Moldova și-a asumat de a întreprinde măsuri pentru realizarea acestor obiective, care sunt bazate pe cele trei aspecte cheie ale dezvoltării, și anume economie, social și de mediu. Datele Consiliului Mondial al Turismului și Călătoriilor ne arată că turismul contribuie la formarea produsului intern brut în 2019 cu aproximativ 6,6%, această contribuție reducându-se la 3,1% în anul 2020. Fapt explicat prin impactul pandemiei COVID-19, sectorul turistic fiind unul din cele mai afectate sectoare. În ceea ce privește contribuția turismului la numărul de angajați în sectorul economic, acesta contribuie cu aproximativ 10% conform datelor aceluiași Consiliu Mondial al Turismului și Călătoriilor, cu o ușoară scădere față de anul 2014, 11,4%. Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor, de asemenea, a pus accent pe impactul vizitatorilor asupra turismului în Republica Moldova. Dacă în anul 2019 vizitatorii internaționali au contribuit cu 13,1% la totalul exporturilor, acesta a fost redus până la 7,9% în anul 2020, o scădere de aproximativ 50%. Impactul vizitatorilor locali sau naționali a fost și el unul suficient de vizibil, contribuind cu aproximativ 5 miliarde de lei, iar în anul 2020 această cifră a scăzut până la 1,5 miliarde de lei. Cheltuielile turiștilor internaționali și turiștilor locali variază. În anul 2019, fiind de aproximativ 291 milioane de dolari pentru turiștii interni sau turiștii locali, și turiștii internaționali au cheltuit aproximativ 507 milioane de dolari. Aceasta reprezentând în anul 2019 un procentaj de 36% față de 64% pentru turiștii internaționali. Însă este important de menționat că după scop acestea variază. Turismul de recreere ocupând poziția principală, iar poziția secundă fiind ocupată de turismul de afaceri. În anul 2019, ponderea este de 46% pentru turismul de afaceri și 54% pentru turismul de recreere, iar în 2020 această creștere continuă, astfel încât turismul de recreere ocupă 67% din totalul cheltuielilor. După țara de destinație, în top 5 țări care au vizitat Republica Moldova în 2019 se regăsesc România, Ucraina, Federația Rusă, Statele Unite și Germania.
În anul 2020, profilul vizitatorilor după țara de destinație s-a modificat un pic, dar primele două țări revenindu-le cea mai mare parte, România și Ucraina, însumând aproximativ 51% din totalul vizitatorilor în Republica Moldova în anul 2020. Acest aspect ne oferă posibilitatea de a menționa rolul și importanța dezvoltării turismului transfrontalier, iar sectorul dunărean al bazinului Mării Negre se încadrează perfect în acest context. Iar unul din scopurile proiectului Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean este de a elabora 3 trasee turistice în context transfrontalier. Dacă este să menționăm despre potențialul turismului verde în raionul Cahul, este necesar de a identifica acele elemente naturale care pot fi valorificate. Una din aceste elemente fiind pădurea. Conform instituțiilor de resort, în special agenția Moldsilva, se consideră că pădurea este considerată sănătoasă atunci când are capacitatea de a se menține atât din punct de vedere ecologic cât și social. Ecologic, pădurea este sănătoasă atunci când își menține diversitatea biologică, procesele naturale, structura, compoziția și funcțiile de bază. Social, o pădure sănătoasă poate să asigure necesitățile oamenilor în valori, produse și servicii. Iar la această categorie, turismul se încadrează perfect, fiind prestatoare de servicii turistice. În general, pădurile din Republica Moldova se încadrează în grupa 1 funcțională, ceea ce ar însemna funcție de protecție a mediului înconjurător. Însă, după scop, un rol important le revin pădurilor cu funcție de recreere. La nivel național, cota parte care este ocupată de pădurile cu funcție de recreere reprezintă aproximativ 24%. La nivel de raion, conform datelor întreprinderii pentru silvicultură Silva Sud Cahul, pădurile de recreere ocupă o pondere de 4%. Cum valorificăm pădurile în scop turistic? Una din modalități ar fi efectul de margine și efectul de insulă. Marginea pădurii întotdeauna a atras prin contrastul pe care aceasta ni-l oferă și respectiv posibilitățile de construcție a unor amenajări cu un impact minim asupra mediului natural. În cazul efectului de insulă, prezența celor poienițe în interiorul pădurilor a contribuit la creșterea gradului de atracție, iar aceste locuri de obicei sunt preferabile pentru amenajare de campinguri, pentru amenajarea taberelor de vacanță. Astfel, unități de cazare care se regăsesc și sunt în corespundere cu principiile turismului verde ar fi vilele turistice, pensiunile turistice, taberele de vacanță, case rurale, bungalouri, campinguri, sate de vacanță. O parte din aceste unități de cazare poartă un caracter sezonier, altele poartă un caracter permanent. Din activitățile turistice cu impact minim asupra mediului natural și cu intervenții minime în ceea ce privește amenajarea teritoriului sunt birdwatching-ul sau observarea păsărilor, care, sub îndrumarea unui ghid local, cu utilizarea posibilă a anumitor aplicații, pot fi identificate speciile de păsări observate. O altă activitate sunt drumețiile. Drumețiile în ariile naturale, cu prezentarea unor obiective însoțite de anumite legende, ar putea aduce plus valoare activităților turistice. De exemplu, un arbore secular, o piatră, un izvor. Amenajarea spațiilor pentru picnic în mijlocul unei păduri, și anume prin valorificarea acelui efect de insulă, sau la marginea acesteia, prin valorificarea acelui efect de margine. Trekkingul este organizat cu scopul de a cunoaște anumite specii de plante și animale, în special acelor specii incluse în Cartea Roșie. Organizarea de activități de tip vânătoare de ciuperci ar putea fi o altă activitate care, în comun cu un reprezentant al comunității locale, cunoscător de acele locuri pe de o parte, dar și cunoscător de specii de ciuperci, este importantă pentru a asigura securitatea și siguranța turiștilor implicați într-o astfel de activitate. Observarea la distanță a anumitor specii de plante, anumitor specii de păsări, prin amenajarea simplă a unui foișor, ar determina
o diversificare a produsului turistic din limitele raionului Cahul. Pescuitul, în perioada permisă, reprezintă o altă activitate posibilă de practicat, iar trofeul obținut ar putea fi utilizat la prepararea bucatelor în baza unor rețete tradiționale cu participare activă în acest proces a turiștilor. Activitățile de recreere în aer liber, cu caracter sportiv, ar putea și ele contribui la diversificarea activităților turistice și la prelungirea timpului de sejur a turiștilor într-o anumită destinație turistică. Fotografierea peisajelor și a diverselor resurse turistice, inclusiv din punctele de belvedere amenajate, ar reprezenta o altă activitate. Hipismul și descoperirea peisajelor naturale din împrejurimi, inclusiv necesitatea prezenței instructorilor pentru turiștii amatori dornici de a încerca pentru prima dată această activitate, reprezintă una din activitățile exotice propuse în cadrul destinațiilor turistice verzi. Valorificarea potențialului turismului verde constă și în identificarea celor valențe culturale ale unor elemente naturale. De exemplu, traseul turistic drumului Petru Rareș reprezintă o drumeție pe o distanță de 9 km printre deșeșurile de stuf, trestii, sălcii, combinate cu legende despre Petru Rareș, domnitor al țării Moldovei în secolul XVI, care potrivit legendei a ajuns și în zona satului Văleni, care impresionează prin aflorimentul din satul Văleni. Prin aceste detalii prezentate de un ghid local, se aduce plus valoare locului și destinațiile turistice. Ariile naturale protejate reprezintă una din cele mai importante bogății ale raionului Cahul. Printre categoriile de arii protejate identificate în limitele raionului sunt rezervația științifică, monumente ale naturii, zone Ramsar și rezervația biosferei. Rezervația științifică Prutul de Jos reprezintă un nucleu important în ceea ce privește păstrarea și conservarea mediului natural. Din monumentele naturii, în special cele geologice și paleontologice, putem menționa Râpa Tartaul, afloramentul de lângă satul Văleni. Iar zona Ramsar, lacurile Prutului de Jos și rezervația biosferei Prutul de Jos reprezintă arii naturale protejate cu statut internațional. Pe de o parte, zona Ramsar fiind inclusă în lista Ramsar, iar rezervația biosferei fiind inclusă în rețeaua mondială UNESCO din anul 2018. Diversitatea de categorii de arii protejate demonstrează potențialul natural al zonei, care în comun cu patrimoniul cultural material și imaterial transformă raionul Cahul într-o ofertă turistică atractivă, atât pentru turiștii locali cât și internaționali. Turismul monotematic nu mai este unul actual. De aceea, dezvoltarea mai multor forme de turism în cadrul aceleiași destinații devine o tendință a secolului 21. Dezvoltarea unei diversități de forme de turism în cadrul unei destinații, pe de o parte, pentru diversificarea produsului turistic, pe de altă parte, pentru fluidizarea fluxului de turiști. Astfel, turismul gastronomic, cel vitivinicol, poate fi ușor combinat cu turismul verde. Experiența oferită la consumul bucatelor locale, la atelierul gastronomic și pensiunea Tantei Mașa, cu servirea pastei de ardei dulce, fiartă în ulei sau cuscusul, care reprezintă un deliciu culinar în zona Prutului de Jos, combinat cu vinurile de la domeniile Pană, în comun cu istoria care a stat la baza inițierii acestei afaceri și plimbările cu barca pe lacul Beleu și Manta, continuând cu un tur de observare a păsărilor sau a nuferilor de pe lac în rezervația științifică Prutul de Jos, o vizită la Muzeul Pâinii și Tradițiilor, după care continuarea turului pe traseul lui Petru Rareș, combinat cu istorii relatate într-o formă autentică de ghidul local, pentru a transforma o vacanță într-o experiență unică și inedită. Pentru a organiza într-o manieră armonioasă, toate aceste activități trebuie respectate niște reguli. Unele din acestea se regăsesc în ghidul pentru managementul vizitatorilor și dezvoltarea turismului, în interiorul și în jurul ariilor protejate din Republica Moldova, publicat în 2013, sau ghidul pentru managementul conservării în ariile protejate din Moldova. Un pas important este elaborarea metodologiei turismului ariilor naturale protejate de stat, care este în proces de aprobare și a fost elaborat cu suportul Agenției de Investiții Invest Moldova.
Astfel, turismul verde nu reprezintă doar o valorificare într-o manieră durabilă a resurselor turistice naturale și culturale, dar și întreprinderea unor măsuri de comportament și atitudini a tuturor actorilor cheie, măsuri ce vizează, pe de o parte, reducerea consumului de apă și energie, reducerea cantităților de deșeuri, reducerea impactului negativ asupra aerului, solului și apei, prin utilizarea, de exemplu, a unor mijloace de transport non-poluant sau epurarea apelor uzate, măsuri necesare de a fi întreprinse de către toți agenții economici implicați în activitatea turistică din destinația turistică Cahul.